Sala de marmură a primăriei municipiului Petroșani a găzduit cea de-a patra ediție a festivalului internațional Crinul de Piatră din Parâng. Evenimentul muzical, care anul trecut nu s-a putut desfășura din cauza condițiilor pandemice, a fost organizat de Asociația Culturală Lirica din Petroșani, sub coordonarea unor inimoși promotori ai culturii, soții Tiberiu și Jana Coconeț. Și bine ați venit la ediția a patra a festivalului internațional Crinul de Piatră din Parâng. Vă mulțumim până la urmă că ați avut grijă de dumneavoastră și ați reușit să ajungeți după aproape 2 ani de pandemie întregi din nou la acest eveniment. Avem un festival cu un nivel ridicat. După aproape 2 ani de pandemie, am observat că această pandemie a scos din unii oameni ce era mai rău. Am trecut și peste aceste lucruri și noi am mers mai departe. Mă bucur că suntem înconjurați de oameni minunați. Festivalul muzical s-a desfășurat pe mai multe secțiuni și categorii de vârstă, concurenții fiind notați de un juriu prestigios. Jurații, chiar dacă au fost exigenți, au transmis un mesaj de încurajare pentru tinerii interpreți, dar și către părinții acestora pentru a-i sprijini în ceea ce fac. Vreau așa să vă spun, în primul rând, părinților, să susțineți copiii indiferent de cât de greu vă este, să-i înțelegeți atunci când spun că nu mai pot, să-i înțelegeți atunci când vin de la orele de canto sau de instrument, de orice, plângând, nu să-i certați, ci să-i îmbărbătați, ca să nu zic să-i îmbrățișați, că puteți să-i îmbrățișați, pentru că ceea ce fac ei este foarte greu. Organizatorii au acordat 4 premii, 2 dintre acestea revenind unor interpreți din Alba Iulia, respectiv Ioan Gordiță la folclor și Ana Maria Alb, câștigătoarea unui trofeu special. Localnicul Mugurel Andone s-a impus la secțiunea muzică instrumentală, iar câștigătoarea marelui premiu de la ediția a patra a festivalului internațional Crinul de Piatră din Parâng a fost Sara Văduva din Petroșani. Cobor, Doamne, pe pământ, prin zăpadă, cer și vânt, să-ți cântăm colinda sfântă. Cobor, Doamne, și ne ajută la copii să umple sacul la părinte. La ediția din acest an a Festivalului Internațional Crinul de Piatră din Parâng, de la Petroșani, au participat peste 100 de concurenți din Valea Jiului și județul Hunedoara, dar și din alte zone ale țării, precum și din Republica Moldova.